Nu pot să înțeleg cum noi, ca Parlament al României, cu atâți lideri de grup și oameni importanți în sală, acceptăm ca domnul Simion să vină aici, la pupitrul ăsta, și să ne dea o lecție despre cum își face propagandă Rusia. Cum se poate să acceptăm ca domnul Simion, astăzi, când alții dau semnal și merg în Kiev să facă susținere pentru Ucraina, noi stăm și ne uităm la el cum își face live-uri, vorbește aici, la pupitru, și atacă Ucraina și ne spune ce bine face Federația Rusă și stă și înjură Comisia Europeană. Cum se poate așa ceva? Așa strigați la mine de trădător și dumneavoastră veniți aici cu curaj să atacați Ucraina, să preaslăviți Rusia și să atacați Uniunea Europeană. Să vă fie rușine! Mulțumesc.